Iată și colegul de la jurnal. Da, gata? Da. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media din Republica Moldova. Au trecut două săptămâni după numirea mea în funcție, în funcție de director general al Termoelectrica. După cum am promis, trebuia să prezint una din sarcinile care mi-a fost pusă, trebuia să prezint o organigramă nouă în vederea îmbunătățirii managementul întreprinderii. Și acum am vrut să vă informez că organigrama a fost întocmită, organigrama a fost consultată cu organele ierarhice superioare, a fost prezentată către Consiliul de Administrare sau Consiliul Societății și a fost aprobată. Deci, organigrama nouă este deja în funcțiune. După care, conform statutului întreprinderii, directorul general procede la elaborarea listei de state, care le aprobă pe intern. Ca să fiu clar, să fiu explicit, organigrama respectivă în niciun caz nu vizează persoane anume. Este vorba de îmbunătățirea calității managementului în întreprinderi, este vorba de schimbarea climatului în general în întreprindere, pentru că este foarte bulversat. Și lucrurile respective ce țin de reorganizare, de organigramă, sunt menite anume pentru a schimba spre bine lucrurile în termoelectric. Toate procedurile care vor urma după aprobarea organigramei vor fi făcute strict conform cadrului legal. Niciun fel de abatere, de raiere nu se va accepta. Și, încă o dată, repet, nu este vorba de persoane, este vorba de funcții. A doilea subiect care necesită a fi discutat și trebuie să vă informez, conform ordinului semnat de directorul precedent din 25-7 despre instituirea unei anchete în interiorul întreprinderii, despre păcura care s-a diversat în gospodăria de păcura întreprinderii, termenul limită e astăzi, 15. Comisia de anchetă a prezentat concluziile. Eu le-am văzut, le-am citit. Din păcate, factorii sau unii din factorii responsabili au dat declarații controversate. Clar că ancheta respectivă ea vizează procedura de lucru conform fișei de post a fiecărui responsabil. Și acolo, în anchetă, lucrurile astea sunt evaluate. Persoanele responsabile urmează a fi sancționate. Lucru care o să consultăm cu codul muncii, bineînțeles, și ulterior va fi emis un ordin de sancționare. Cu păcura au fost în presă invocate două lucruri majore, precum că era păcura necalitativă. Deci eu toată documentația din întreprinderi din interior am să-i spun așa, am scos-o din contabilitate, am pus-o la mine în birou, pe masă, am lucrat cu colegii și vreau să vă spun că neajunsuri pe partea contabilă de evidență a materialului respectiv, combustibil de rezervă, eu n-am depistat. Deci, păcura care a intrat, care a fost arsă, totul este conform contabilizării. În contabilitate este ok. Alt lucru care a fost invocat, păcuri de calitate proastă. Iarăși, am luat toate procedurile de achiziții de ultimii 2 ani. La mine în birou sunt multe mape, puteți să le vedeți. Toate certificatele sunt prezentate. Toate certificatele sunt conform cu caietul de sarcini. Deci păcura procurată ultimii 2 ani, conform caietului de sarcini și materialelor prezentate de subcontractori, în documente este conformă. Dacă au fost cumva careva documente trucate,
Deja trebuie să lucreze alte organe competente ca să demonstreze, să dea răspuns la întrebările respective. Acum, ce ține de situația care a avut loc nemijlocit în gospodăria de păcuri. Și din ancheta de serviciu, și din ce am văzut eu, într-adevăr a fost o fisură la o conductă, conductă cu abur. S-a scurs o cantitate, hai să spunem, nesemnificativă de păcuri cu abur amestecat împreună. Asta s-a întâmplat în luna 11, anul 22, în noaptea de pe 7, pe 8, undeva la 1, între 1 și 2 noaptea. Deci operatorii care erau la fața locului au lucrat conform situației, au lucrat corect. Ce a urmat mai departe, cum s-a gestionat însăși situația. De acolo și rezumă problemele respective. Păcura trebuia colectată, păcura trebuia depozitată corespunzător, după care predată la o întreprindere care poate să gestioneze materialul respectiv, să-l recicleze sau să-l folosească undeva. Lucru care nu s-a întâmplat. Acum noi la moment avem păcura colectată, pusă într-un depozit securizat în saci. Acum urmează să identificăm un agent economic care ar putea prelua materialul respectiv, fie la drumuri, fie la o fabrică de asfalt sau în altă parte. Astea sunt două întrebări care eu trebuia să le raportez, le-am raportat și acum eu cred că e cazul să mergem la întrebări-răspunsuri, ținând cont de declarațiile care au apărut recent în presă sau alte informații. Dacă se poate întrebare, ieri domnul Renato Usate a declarat că întreprinderea registrează pierderi de milioane și din prin această organizare ați dori cumva să reduceți de numărul de cadre care pentru a scăpa de oamenii incomozi, pentru a face economie. Cum comentați aceste declarații și că în noua conducere s-ar putea regăsi oameni de pe timpul lui Plahotniuc care erau implicați în delapidările de la Multilecom? Dacă este așa. Păi ați spus mai multe întrebări în una. Cumva, trebuie structurat. Uitați-vă, dacă este vorba de pierderi, deci pe lângă faptul că trebuie să mă ocup acum de reorganizarea întreprinderii și de alte lucruri care țin de pregătirea către sezon, acum demarez un lucru amplu cu colegii din departamentul financiar, juridic, ca să fac o radiografie foarte clară a situației financiare care deloc nu este strălucită. Într-adevăr, întreprinderea înregistrează datorii mari și lucrul ăsta vreau să-l analizez, să vin cu o informație amplă către domnul ministru, către organele ierarhic superioare. Acum deja este instituit un grup de lucru din care fac parte și lucrătorii ai Ministerului și a întreprinderii, anume în vederea propunerilor cum am putea redresa situația financiară, care, vă spun încă o dată, este foarte, foarte gravă. Acum, ce ține de persoanele care le-a invocat politicianul respectiv din anturajul lui Plahotniuc, păi dumnealui n-a adus nicio dovadă, nu m-a făcut declarații, dar dacă are dovezi să le prezinte, dacă Razlovan e omul lui Plahotniuc sau omul Kremlinului sau altceva. Lucru pentru mine este nonsens și mă face un pic să zâmbesc dacă eu sunt omul lui Plahotniuc. Eu sunt omul lui mama și tata, dacă fi corect să vorbesc așa. Plahotniuc n-am avut niciodată nicio relație și n-am lucrat pentru schemele care au fost cândva. Mai mult ca atât, în perioada respectivă eu chiar am fost eliberat. Știți că s-a prezentat iarăși un ordin de eliberare. În presă a fost cei care au semnat ordinul respectiv, cei care au lucrat la elaborarea mustrărilor, că acolo este un șir de mustrări care se regăsesc într-o perioadă foarte scurtă. Deci persoanele respective probabil că au lucrat cu Plahotniuc și știu mai bine. Că de fapt tot în presă a apărut, nu de la mine sau de la altcineva, informația despre anturajul persoanelor de răspundere de atunci care aveau relații cu anturajul lui Plahotniuc. Deci, întrebarea aici e cu pur și simplu să declar că Renato Usate a declarat, păi și eu pot să declar că îmi place de Renato Usate sau îmi place de el, dar asta nu este relevant. Ați spus de o cantitate nesemnificativă de păcuri, dar puteți să-mi spuneți despre ce cantitate este vorba și de ce sumă vorbim? Eu cred că e vorba de 102 de kilograme, nu mai mult, pentru că era o suprafață în
declarațiile care le-au făcut responsabilii, ei spun că era o pată de aproximativ 20 de metri pătrați, da, cu o grosime de 3-5 cm. Asta nu e mult, asta e, dacă e să vorbim, un butoi, da, 200 de kilograme, nu mai mult. Și, de fapt, din punct de vedere a pierderilor, asta e o pierdere tehnologică nesemnificativă la cantitățile care se ard și la calitățile care se depozitează. Deci aici, anumite păcuri pierdute ca pierdere financiară nu pot se prezenta. Alta e că a fost un proces verbal de control a Agenției Controlului asupra Mediului și ei au stabilit niște măsuri care noi trebuie să le îndeplinim. El, de fapt, măsurile astea sunt simple, deci trebuie să depozitez materialul respectiv pe păcura amestecată cu argilă și să o reciclez cumva. După care s-a aplicat și o amendă, noi amenda asta am achitat-o. Fapt ce consemnează că noi, în principiu, înțelegem că lucrurile nu au mers tocmai ok, gestionarea însă și situația nu a fost atât de strălucită. Cât a fost amenda? Amenda a fost până la 20.000 de lei. Da, câte persoane? Ați spus că vor fi sancționați conform codului muncii. Câte persoane vor primi această sancțiune? Cel puțin 3 persoane. 3 persoane vizate, o funcție de răspundere? Da. Înțeles. Am spus despre datorie de la termoideotică. Ne puteți spune despre ce sumă este vorba mai exact? Cât are datorie termoideotică? Asta e o întrebare. Și dacă îmi permiteți o întrebare, câte persoane urmează să fie concediate în urma elaborării noi programe? Datoriile respective, cifrele au fost vehiculate în presă, ele sunt știute. Energocomului noi datorăm acum 1.300.000, Moldova Gaz 600 și ceva de milioane, deci asta sunt cifrele de bază, dar vreau să vă spun că structura cifrelor este mai complicată. De asta și am zis că noi lucrăm acum la o analiză și la o radiografie mai complexă, pentru că aici există și datorii istorice, curente. Evident că este peste 2 miliarde. Deci, v-am spus, încă o dată repet, situația financiară este destul de complicată, din cauza asta și se caută acum soluții. Grupul de lucru e format, o să lucrăm, să vedem cum procedăm, ce s-a întâmplat și încotro mergem. Câte persoane vor fi eliberate după elaborarea? Deci, noi preconizăm, am înțeles, noi acum preconizăm aproximativ din modificarea structurală care am făcut-o, cel puțin 20. Însă noi avem acum locuri vacante, 100 și ceva de locuri vacante. Dacă nu greșesc, eu consider că cel puțin jumătate din locurile vacante vor fi reduse. Deci optimizările, acum, asta e un prim pas după care ele vor urma mai departe. Dar, cum v-am spus, în așa fel, primul lucru care este foarte important, să nu periclităm pregătirea către sezonul de încălzire, deci oamenii nemijlocit care lucrează în teren, nu s-a ating, nu mai ating de ei, toți șefii de subdiviziuni, însă și structura rămâne la fel. Pur și simplu, pe parcursul timpului, în lista de state au apărut mai multe funcții, ca tot felul de adjuncți, vice-directori, etc., etc. Multe lucruri care nu sunt necesare acum, anume din punct de vedere unui management efectiv, ca să ne mișcăm repede pentru să ne pregătim către sezon. Și pregătirea respectiv, când am venit, în unele aspecte îmi ridică semne de întrebare. Este adevărat că aveți deschis dumneavoastră un dosar penal la CNA? Și de ce? Dacă da, de ce a fost inițiat? Eu n-am văzut dosarul ăsta, eu nu cunosc despre așa dosar. Dacă el și este, poate cumva are un statut secret sau altfel, eu nu cunosc. Deci n-am fost niciodată chemat pe tema asta. Din câte înțeleg, tema dosarului care o invocă Renato Usatăi. Este vorba de un traseu termic care, când eram eu director tehnic în termoelectric, a fost reabilitat. Dar, haideți să vă povestesc. Ca să fie clar cum e situația și atunci o să puteți avea o impresie mult mai corectă. În anii 80-90 se practica așa un lucru care nu este tocmai bun. Multe rețele care erau subterane, care erau deteriorate, cum ar fi vechi, în locul lor se construiau rețele supraterane. Dacă o să vedeți în centru, chiar o să vedeți țeavă din asta care iese, se duce, două țevi izolate, și un lucru foarte urât, nu normal. Țeava care o avem în oraș, trebuie să fie subteran, pus în
locuri speciale, amenajate, conform proiectului. Păi iată, în locul respectiv de garajele care a pomenit Renata Usatei, acolo sunt doi consumatori, două case, o casă cu 4 etaje și o casă cu 2 etaje, cu mai multe apartamente. Așa un traseu aerian acolo a fost construit în locul traseului subteran care a fost abandonat. Traseul ăsta era pe o pantă și era riscul ca iarna consumatorii respectivi să fie deconectați și era iminent să facem ceva. Ori schimbăm țeava pe traseul ăsta aerian care pleca la vale, dar am găsit altă soluție, am găsit coridorul vechi și în coridorul vechi am instalat țeavă nouă la consumatorii respectivi, lucru care este consemnat și în documente și în tot. Altceva, ei au evocat sau ce spune Renato sau alții că m-am conectat cu garajele respective, eu nu m-am conectat. A fost comisie, după ce m-a concediat, a fost comisie și au ieșit din garaj cu ochii în soare. Zice, dar aici conexiune nu este. Iată care e adevărul. Și în situația asta a invocat că este un dosar la CNA. Dacă era un dosar la CNA, eu trebuie să știu, trebuie să fie o citație, trebuie să fie un telefon, trebuie să fie ceva. N-a fost nimic. Eu consider că nu e niciun dosar pentru că nu este teme. Nu are motiv. Eu am acționat atunci în interesul consumatorilor și este foarte clar. Documentația poate fi ridicată, este foarte transparent asta. Spuneți că au fost declarații controversate când a fost această anchetă de serviciu. Despre ce declarații vorbim? Toți în afară de directorul tehnic actual, deci directorul tehnic adjunct, șef serviciu gospodăriei și ceilalți care erau șef de tură, au declarat că pe 8-11-22, inclusiv directorul tehnic, inclusiv și ei care au făcut declarații respective, au fost la fața locului ca să vadă ce s-a întâmplat, să ia decizie, etc. Directorul tehnic a declarat că nu a fost. Atunci eu fac concluzia că cineva minte, evident. Deci, 3-4 persoane spun că au fost și o persoană spune că nu a fost. Urmează să vedem cum gestionăm lucrul ăsta. Alte declarații noi nu putem să luăm, deci există o procedură, anchetă de serviciu se face iarăși conform prevederilor Codului Muncii. Ei au scris ce au scris, rămâne de analizat. Dacă vor fi întrebări la organele competente, evident că noi ați prezentăm, transparent. Iată care e contradicția. Dar ce organe de drept mai sunt implicate în rezolvarea? La moment eu nu știu. Eu știu că s-a procuratura, am auzit că s-a autosesizat, dar eu n-am vorbit cu nimeni pe tema asta. La moment nici nu pot să vorbesc. Trebuie să finalizez cu ancheta de serviciu, după care, conform procedurii, dacă va fi nevoie, noi vom renite documentele, dacă vor fi solicitări. Păcura agropată era de anul trecut, din stoc program anul trecut, când a trecut Chișinăul pe încălzire pe păcură? Eu nu pot ști care e păcura respectivă, pentru că toată păcura care cumpără spune într-un rezervor, da? Ea se amestecă, noi nu mai știm care e păcura respectivă, 1 și 2, noi nu putem să formulăm în felul ăsta că păcura e îngropată, pentru că a fost inspecția, au făcut săpături, n-au găsit păcura îngropată, au găsit solul ăsta argilos care e imbibat cu păcură parțial, imbibat parțial, nu. Altă păcură, cantități din astea cum cantități mari sau cum s-a declarat, nu au fost depistate, deci nu este. De asta nu putem să spunem că păcura este îngropată. A fost făcută o groapă, a fost făcută o groapă pentru localizare. Alta e, trebuia groapa asta făcută așa ori nu, deja rămâne de văzut, conform instrucțiunilor. Dar cantități de păcură îngropate nu le-a găsit nimeni. Domnul Ștarcă spunea că era de proastă calitate, dacă s-a făcut o analiză, căror criterii corespundea. V-am spus, da, păi v-am spus că toate, da, deci toate achizițiile din ultimii 2 ani, toate achizițiile de păcură. De fapt, ultima primire de păcură a fost când am primit mai mulți ani o donație din partea Guvernului României, după care ultimii 2 ani au fost achiziții de păcură. V-am spus mai devreme că toate procedurile de achiziții le-am luat, sunt la mine în birou, certificatele toate sunt prezentate. Toate procedurile, când se primește păcura, se iau mostre, probe, se duc în laborator, deci toate procedurile astea au fost respectate. Să invoc ceva, nu pot, pentru că în certificat, datele care sunt parametri tehnici corespund cu caietul de sarcină. Da, este o limită, mai mult, mai, dar se încadrează. Și atunci, să spun că păcura este necalitativă, nu aș putea, nu am motiv. Spuneți-ne, dumneavoastră ați vorbit că întreprinderea are datorii de 2 miliarde de lei.
Ce s-a mai întâmplat cu acele creanțe care au fost redirecționate? Moldova Gaz, Termoelectrica, Energo, 1.300.000.000. Păi ele acum sunt. În 21, anul 21. Noi acum înregistrăm față de Energo.com, cum v-am spus, 1.300.000.000. Către Moldova Gaz, 600 și ceva de milioane. Așa și este. Aveți o viziune generală de această întreprindere termoelectrică? Cum va funcționa pe viitor? Având în vedere că blocul locativ, multe blocuri locative se deranjează de la încălzările centralizate. General, care este viziunea? Va fi în forma actuală termoelectrică sau aveți un plan de restructurare acestei întreprinderi? Nu. În plan scurt v-am spus, vreau să fac o radiografie și să ne ocupăm de partea financiară. În plan general pot să vă spun că sistemul centralizat, eu îl consider cel mai bun sistem de încălzire pentru un oraș modern, fapt care se dovedește prin sistemele centralizate în Europa, mai ales în țările nordice, care sunt foarte bine puse la punct. Și de fapt, noi mergem pe calea asta, dacă o să vă uitați, puncte termice individuale tot mai multe se instalează, tot mai multe blocuri trec la distribuția pe orizontală și acolo lucrurile merg bine. Adică este și calitatea și fiecare consumator în parte poate să-și regleze confortul cum dorește. Deci direcția este asta. Termoelectrica trebuie să se dezvolte împreună cu orașul. Orașul ar trebui tot să participe activ la pătăizare, așa numit pătăizare, plus trecerea de la sistemul monotubular la distribuția pe orizontală. Un lucru extrem de benefic. Termoelectrica, la rândul ei, trebuie să-și modernizeze echipamentele, trebuie să-și modernizeze infrastructura, mă refer la țevele care le mai avem vechi, moștenite, în așa fel ca să fim mai flexibili. Știți că, de exemplu, la sursa 1 echipamentele le avem din anii 70, vechi. Dar sunt optimist din considerentul că noi avem discuții cu partenerii, cum ar fi Banca Mondială, cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, avem discuții interesante, eu am participat deja la câteva ședințe. Și aici văd un potențial. Cum se dezvoltă societatea, așa trebuie să dezvolte și întreprinderea. Nu trebuie să stăm pe loc, nu trebuie să mergem după dimensiuni mari, trebuie să fim flexibili, bănuiesc că asta e o soluție cea mai bună la cerințele care le are orașul. Cândva am solicitat să facem un studiu de sistem. Acum cu Banca Mondială am repornit dialogul ăsta ca să vedem un studiu de sistem per oraș sau un studiu de sistem per țară, ca să înțelegem cum se încadrează termoelectrica în sistemul național. Mă refer la sistemul electric de furnizare a energiei electrice. Pe oraș, pe energie termică. Sunt multe lucruri interesante. În general, aș crede că sunt optimist. Lucruri bune pot fi făcute. Dar, revenind la datorii, aveți un plan de restructurare acestor datorii? Pentru că ele apasă asupra întreprinderii. Da, dumneavoastră vă grăbiți. V-am spus că lucrul ăsta îl discutăm cu colegii de la minister și vreau să vă spun că ministrul este foarte hotărât ca de comun acord să găsim soluțiile respective. Da, noi vrem să găsim, vrem să determinăm o cale, o foaie de parcurs să avem. Nu vom sta, bineînțeles, pentru că lucrurile ne apasă și pe noi. Dar cât timp s-au acumulat aceste datorii? 2 miliarde și ceva? E o chestie istorică. Când o să facem... De fapt, și ultimii ani tot au fost acumulări, au fost și devieri tarifare. Sunt multe lucruri și în structura analizii o să regăsească tot asta. Și termenii, și de unde, cum, toate aspectele astea o să fie analizate. Dar de ce este nevoie ca să schimbați organigrama? Organigrama? Păi pentru că organigrama a fost prea încărcată cu multe funcții. V-am spus că am lipistat un serviciu din 4 persoane, din care unul șef și altul adjunct. Nonsens. Tot felul de adjuncți la adjuncți, o sumedenie de conducători, pe când lucrul ăsta este inadmisibil. Planificați, economisiți și ceva bani? Da, noi am arătat în raportul nostru privind argumentarea necesității optimizării, că putem să economisim acum, cel puțin în prima, la prima etapă, aproximativ 14 milioane de lei anual. Și e o sumă considerabilă. Dacă înmulțești la 5 ani, ai peste 70 de milioane și tot așa. Deci din banii ăștia poți face lucruri frumoase, dacă direcționezi unde e necesar. În ultima perioadă, să spun așa, vedem politicieni care cumpără cu anumite acte din cadrul termoelectrică.
Nu știu, aveți ceva cu ei sau din ce motiv s-au apucat așa de termoelectric? Care este părerea dumneavoastră? Știți, de când am purtat discuții ca să vină în funcția asta, eu știți că am activat director tehnic mulți ani și am activat, cred că, destul de bine, chiar și proiectele frumoase cu Banca Mondială le-am implementat. Tot s-au început atacuri asupra mea, care, de fapt, trase așa, nu au substrat într-o publicație, în alta, dar când te uiți atent la text sau la esență, nu ai ce să spui, nu ai ce să comentezi, că Răzlovan așa, că pe dincolo, pe... N-au găsit și acum tot au încercat, iarăși ieșirea asta de ieri, cam știu cine a făcut, cam înțeleg care este motivația, că probabil în momentul când o să facem o analiză mai amplă a lucrurilor care s-au întâmplat în întreprindere, s-ar putea că vom ieși cu niște informații neplăcute pentru multe personaje. Înțelegeți? Acum eu nu pot să spun lucrul ăsta pentru că ele trebuie să fie probate, ele trebuie să fie făcute conform procedurii, dar sunt riscuri să apară informații foarte neplăcute. Da, asta e procedura. De exemplu, chiar ieri mă uitam cum domnul Usată arăta procesele este verbale, de fapt nu procese verbale, era vorba de nota informativă. A fost o notă, după care eu am suplimentat altă notă cu mai multe pagini, structura. Evident că este neplăcut. Eu am remis prin poșta oficială către consilieri și către APP și Ministerul Energiei. După care a apărut de undeva informația respectivă, scurgerea asta. În care e direcția? De aici încolo sau de aici încolo? N-aș crede, probabil că altfel. Nu vă pot spune, dar probabil că vom contacta și serviciile speciale, dacă va fi nevoie, ca să înțelegem de ce se întâmplă lucrul ăsta. Nu cred că asta este o informație, de exemplu, despre structură sau ce facem noi acum, atât de secretă. Sau, da, e trebuie spusă public, trebuie spus clar că noi mergem pe calea asta, că a fost ieri ședința Consiliului, că s-a votat, organigrama este votată, deci lucrurile merg. Dar nici să apară așa, de exemplu, chiar și asta, ordinul ăsta de concediere, măcar că el iarăși nu este ceva ieșit din comun și pe fiecare episod eu pot să dau explicații foarte clare ca lumea să înțeleagă ce a fost. Dar înseamnă că cineva a venit în întreprindere, l-a fotografiat, l-a scos în spațiu public, care este într-adevăr neplăcut. Dumneavoastră, cum credeți? Care ar fi sursa principală acestor datorii? Iată, dumneavoastră produceți energie termică, energie electrică, procurați gaz de la Moldova Gaz. Care a fost sursa principală care ați intrat în asemenea datorii? Sunt multe aspecte. Și neajustarea tarifului, prețurile la gaz au crescut, de exemplu, ultima perioadă, ultimul sezon. N-aș vrea acum să intru în prea multe detalii, pentru că v-am spus, trebuie de făcut o analiză foarte clară, trebuie de făcut o radiografie și atunci probabil că o să mai comunicăm, o să mai ieșim cu comunicate din astea de presă. În general îmi propun ca să avem un dialog cât mai strâns, nu cred că în fiecare zi, dar cumva un ritm să stabilim așa, ca să vă răspund la întrebări și lucrurile care apar în spațiu să nu fie acoperite și să nu apară tot felul de insinuări, că noi avem documente și nu vom da voie să vindeți sau să cumpărați sau altceva. Deci, nu, trebuie făcut conform cadrului legal, nu altfel. Dacă îmi permiteți o precizare. Incidentul de noiembrie anul trecut a avut loc pe teritoriul CET-ul 2 sau CET-ul 1? Pentru că a fost... Da, cu CET-urile respective. Deci CET-ul ăsta din deal de la meșterul Manole se numea CET 2. Ăsta de lângă noi de aici se numea CET 1. Cândva noi am redenumit sursele respective după importanța lor. CET 2 l-a numit sursa 1 și respectiv CET 1 sursa 2. Incidentul s-a întâmplat la sursa 1. Acolo e gospodăria de păcuri, acolo sunt toate rezervele de material. Ca să înțelegeți corect cum se stochează păcura, sunt niște rezervoare mari din metal construite. În proiect, când se face așa o construcție, se prevede o talpă dintr-un strat argilos, nisipos, cu bitum, bine tasat, după care deasupra vine construcția asta metalică. De ce spun asta? Pentru că s-a invocat că e catastrofă ecologică sau altceva.
constructivul care este acolo e prevăzut anume pentru o scurgere eventuală care poate apărea. Acolo mai există așa un dig, un val de pământ și o avarie posibilă care poate să se întâmple, de fapt echipamentele sunt vechi, anume recuperează păcura asta și o ține în locul respectiv. Deci nu a fost catastrofă ecologică. Lucrul ce trebuia făcut, trebuia de strâns păcura respectivă și corect de o utilizat sau reutilizat sau de folosit conform procedurii legale. Asta e tot. Domnul director, ați putea să dați numele persoanelor care vor fi numiți în funcție de cheie la termoelectric, ca și dacă se vor regăsi în funcție Arusoi Mihai, Alexandru Saja, Natalia Măluță? Eu n-aș vrea să merg acum pe nume, pentru că asta n-ar fi corect de persoanele care le-ați numit și trebuie să fac din tâi lista de state. Să aprob, după care să mergem pe procedură. De atâta vedeți că mă străduie să nu folosesc nume, să nu fac atac la persoană sau altceva, nu e corect. Consider acum să numim pe cineva pe care i-ați numit. Și unii din ei, iarăși nu voi spune cine, au activat și până la Plahotniuc și până la acela sau celălalt, adică au istorie bogată, sunt careva din ei iarăși competenți, nu putem pur și simplu să dăm nefondat că a ieșit cineva și a spus careva nume. Nu e corect asta. Deci noi trebuie să fim bazați, argumentați și orice ieșire, orice declarație, ea trebuie să fie cel puțin încadrată în cadrul legal și cu un respect față de oameni, nu altfel. Și dacă puteți să-mi spuneți după acest organigram, de la cât până la cât se reduce numărul? Acum, în prima etapă, aproximativ 20 de persoane. Noi acum avem angajați în cadrul întreprinderii 1837 de persoane. Dar v-am spus că mai există și locuri vacante care eu consider că cel puțin jumătate pot fi reduse. Dar încă un lucru care vreau să vă spun, necătând la faptul că directorul general conduce unipersonal, deciziile, discuțiile, eu le port cu colegii în așa fel ca, în primul rând, cadrul legal să fie respectat. Mm-hmm. Și să nu fie nici într-un caz atac la persoană. Asta este inadmisibil. Presa, ar putea avea acces la teritoriul unde a avut loc incidentul? Da, de ce nu? Spuneți, organizăm, pur și simplu, acolo când mergeți, trebuie să-ți pregătiți, să treceți instructajul, să vă dăm echipament, cască, vestă. Dar este adevărat că la elaborarea vechi organigrame s-au cheltuit milioane? Nu e așa. Deci a invocat că s-a lucrat cu banca. S-a lucrat cu banca. Banca a venit cu recomandări. Atunci a fost proiectul ăsta de 40 întreg și 5 milioane de dolari. O mare parte din bani a fost pentru echipamente, infrastructură, etc. Dar o parte pentru consultanță. Atunci organigrama s-a elaborat, însă după organigrama respectivă cu Banca Mondială când s-a făcut, au fost făcute modificări care și-au dus la încărcarea organigramei cu mai multe funcții de care acum încet, încet vreau să ne debarasăm. Ne-am epuizat? Încă o dată vă confirm toată deschiderea. De câte ori va fi nevoie, voi ieși. Nu am să mă grăbesc pripit după o declarație a unor politicieni, pentru că noi nu facem, eu nu fac politică. Trebuie să ne pregătim de sezonul de încălzire, trebuie să avem grijă de oamenii noștri, asta e cel mai important. Comunicarea o să o organizăm cât de des va fi necesar. O dată în săptămână, două, vom vedea, dar zic că mai mult ieșiri cu presa. Vedeți că eu nu sunt chiar mai simt confortabil, dar am să mă deprind nicio problemă. Apropo, cu pregătirile sezonului aici, la moment, aveți o cifră câți consumatori au datorii față de termoelectrică? Ce datorii sunt? Da, am cifrele, este, dar nu-i tema acum. Le-am. Le-am. La lucrul ăsta se lucrează, deci noi avem serviciu comercial, acolo este și un compartiment juridic care se ocupă de recuperare, deci, da. Asta este lucru știut, cifrele sunt cunoscute, deci nu se trebuie. Dacă am fost explicit, vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă.